Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Vaccinarea cu a treia doză a început astăzi. O nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor fără stăpân va avea loc la Petroșani. Iar lucrările la noua bază sportivă Petre Libardi sunt în grafic. Felar despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Vaccinarea cu doza a treia a început astăzi, 28 septembrie. Doza de rapel se poate administra persoanelor care au cel puțin 6 luni de la a doua imunizare. În acest sens, DSP Hunedoara a actualizat programul de lucru al centrelor de vaccinare și au fost adăugate și altele noi. Având în vedere începerea vaccinării populației cu doza 3, DSP Hunedoara a actualizat programul de lucru în centrele de vaccinare active și a adăugat noi centre de vaccinare. În funcție de adresabilitate vor fi adăugate noi fluxuri de vaccinare, respectiv centre noi. La nivel județean sunt active 9 centre de vaccinare. În Valea Jiului sunt funcționale 2 centre, unul la Petroșan, la Spitalul de Urgență, programul de lucru fiind de luni până joi de la ora 14 la ora 18, iar de vineri până duminică de la 9 la 13 și în municipiul Lupeni, la Spitalul Municipal Lupeni, unde centrul funcționează de luni până vineri între orele 8 și 14. Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel se va realiza prin mijloacele deja cunoscute, inclusiv prin prezentarea direct cu buletinul în centrele de vaccinare și prin intermediul Platformei Naționale de Programare la Vaccinare. Pentru persoanele din centrele medico-sociale și rezidențiale imobilizate la domiciliu sau fără adăpost, se va utiliza aceeași modalitate de vaccinare, respectiv cu ajutorul echipelor mobile de la DSP Hunedoara. Beneficiarii vor primi adeverințe de vaccinare unde va fi specificată schema de vaccinare cu menționarea celor 3 doze efectuate. Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe bază de ARN mesager, indiferent de schema inițială. Astfel, persoanele vaccinate cu AstraZeneca vor primi doza 3 cu unul dintre vaccinurile Pfizer sau Moderna. Având în vedere că în România imunizarea cu Johnson & Johnson a început la data de 4 mai, pentru persoanele imunizate cu acest vaccin nu este necesară la acest moment administrarea dozei de rapel. La Universitatea din Petroșani s-a dat startul proiectului Renew Acad, un proiect ambițios în care peste 700 de persoane din Valea Jiului și nu numai se pot înscrie la cursuri pentru a se califica în domeniul energiei regenerabile. Orașul Petroșani a fost inclus pe harta industriei regenerabile din Europa, astfel că Academia va funcționa în cadrul Universității din Petroșani. Bună dimineața și noroc bun! Mă bucur mult că suntem împreună. Bine ați venit la lansarea proiectului nostru, un proiect de suflet despre care vorbim de ceva ani. Este Academia de Reconversie Profesională pentru Surse Regenerabile de Energie. Sunt foarte bucuros să deschid acest proiect în Petroșani. Încercăm prin acest proiect și am încercat prin această conferință să începem să aducem profesioniști în energie în alt tip de energie decât există aici, ca să putem să oferim o viziune completă asupra energeticii românești și a mixului de energie. Încercăm prin acest proiect care este cofinanțat prin Fondul Social European și prin Programul Operațional Capital Uman, un proiect pilot pe care prin care încercăm să profesionalizăm, să specializăm și să-i consiliem pentru o nouă carieră în zona de surse regenerabile de energie. Mă bucur mult că Universitatea din Petroșani continuă specificul învățământului inovativ și anume caută ca tot ceea ce înseamnă economia românească, economia europeană, cerințele pieței forței de muncă să se regăsească în pregătirea specialiștilor noștri. Universitatea din Petroșani nu pregătește numai absolvenți de studii superioare, are cursuri de reconversie profesională, are cursuri în cadrul colegiului non-universitar de pregătire a absolvenților de liceu care nu au o diplomă de bacalaureat, are disponibilitatea de a pregăti specialiști, indiferent de nivelul
impus de piața forței de muncă. Suntem o universitate care trebuie să fie în avangardă și ca atare, deși suntem singura universitate de, cu specializarea mine, nu înseamnă că nu ne gândim și la alte surse producătoare de energie, surse neconvenționale, surse verzi. Și iată de ce, în preocupările noastre, continuă activitatea minieră, dar nu neapărat îndreptată numai către cărbune, ci continuă activitatea de pregătire a specialiștilor minieri în extragerea acelor substanțe minerale utile care sunt necesare industriei electronice, care sunt necesare inclusiv producerii centralelor eoliene, sunt necesare producerii surselor de energie fotovoltaice și așa mai departe. Academia de Consiliere și Pregătire Profesională pentru Surse Regenerabile de Energie va califica angajați din zonele afectate de tranziția energetică, mineri și personal din sectorul carbonifer românesc pentru a deveni specialiști în domeniul energiei regenerabile și distribuției electrice. Unul dintre laboratoarele Universității din Petroșani a fost amenajat și dotat cu echipamentele necesare pregătirii practice a cursanților. Astăzi avem o primă prezentare a unui proiect comun cu partenerii noștri de la Constanța, care au o experiență în domeniul pregătirii specialiștilor în ceea ce privește construcția, întreținerea generatoarelor de energie pe bază de vânt, respectiv a eolienelor, care de asemenea au experiență și în sistemele de producere a energiei fotovoltaice și sperăm că după acest prim pas, cu dotările deja existente și cu dotările care vor urma din partea lor, să putem demara primele cursuri. Deja dânsii au vreo peste 200 de cereri pentru cursurile de reconversie sau pentru cursurile de formare, la care participă și dumnealor și participăm și noi ca universitate cu specialiștii noștri. O parte din specialiștii noștri s-au specializat deja în domeniu, alții urmează să continue specializarea și cred că la începutul anului viitor, calendaristic, vom putea deja organiza primele cursuri. Este o alternativă pentru Valea Jiului și nu numai, poate pentru întreg județul și județele limitrofe, în ceea ce privește producerea de energie verde, curată, putem spune, o alternativă pentru ocuparea forței de muncă din aceste regiuni. Să încep cu cele trei proiecte, de altfel, pe care le-am promovat cât am fost la Ministerul Energiei. Acesta este unul dintre ele și am toate trei, de fapt, proiecte de mare amploare. Acesta se concretizează astăzi, a ajuns, ca să zic așa, la maturitate. Cu 2 ani în urmă am semnat certificatul lui de naștere în această clădire, în cabinetul domnului rector. Astăzi se lansează oficial o școală, e vorba de Renew Acad, și în spatele ei se lansează și o industrie care o urmează și va fi, desigur, de bun augur pentru Valea Jiului. Pașii sunt următori. Vine școala. În urma școlii vine industria care caută contractori, furnizori. Și asta este partea foarte valoroasă a lucrurilor. Nu trebuie neapărat să ne uităm la eoliene sau la fotovoltaice, deși și astea vor veni. Important este ca să crească o industrie nouă, să regenerăm industrial zona. Peste 200 de persoane s-au înscris la aceste cursuri. Mulți dintre aceștia sunt foști sau actuali mineri de la exploatările miniere din Valea Jiului, care consideră că această industrie este una de viitor. Câțiva dintre aceștia au și vizitat parcurile eoliene din țară și spun că se pot adapta ușor acestei meserii, chiar dacă diferența este una de la pământ la cer. Am lucrat 28 de ani în activitatea minieră și m-am pensionat, am ieșit din sistem și m-am angajat la acest centru de instruire,
pentru că vreau să contribui la un viitor mai curat pentru copiii noștri și cred că este viitorul nostru, viitorul Văijiului ar putea fi. Un centru profesional de pregătire care pot să lucreze oriunde în lume. Aceste cursuri sunt recunoscute internațional și ei pot să lucreze fie intern în țară, fie în afara țării. Consider că este momentan singura oportunitate în Valea Jiului în care se pot face reconversia această profesională, să treacă de la minerit, fie la fotovoltaice, fie la industria eoliană, să facă aceste cursuri pentru că sunt gratuite, astfel dacă le-ar face contracost cu bani, ele sunt foarte scumpe. Și atunci oportunitatea aceasta, ca în decursul de 2 ani de zile, cât este la universitate, aceste cursuri să le facă gratuit, că e costisitoare. Eu pot spune chiar și din proprie experiență că trecerea este destul de ușoară, pentru că această industrie minieră are activitate mecanică, electrică și hidraulică, lucru care se face și în industria eoliană. Eu chiar am participat și la mentenanță, am stat 2 luni la Constanța, am făcut toate cursurile și am văzut că este destul de ușoară trecerea. Deci chiar se pot trece, partea minieră poate trece foarte ușor pe energie regenerabilă pe această industrie. Grupul țintă este de 700 de locuri, da, pentru o perioadă de 2 ani de zile și ei se pot înscrie pe site, direct pe renewacad.eu, da, unde se înscriu. După care urmează faza de consiliere. Adică îi cheamă consilierii noștri și în drum, le povestește despre proiect, ce cursuri se fac și așa mai departe, ca să știe fiecare cursant ce trebuie să facă mai departe. A primul pas, și e unicul pas care trebuie să-l facă, este să se înscrie pe site-ul www.renewacad.eu. Adaptarea este foarte ușoară, pentru că sunt munci oarecum similare. Singura diferență este de altitudine. Unii minerii lucrează în adâncuri, jos, dar cei de la eoliene sunt la înălțime. Meserile, v-am spus, sunt practic aceleași. Sunt doar mici ajustări care se fac, lucruri specifice care se predau. Dar să știți că în timpul celor 2 ani s-au făcut tot felul de acțiuni. S-au școlarizat o serie de tineri din Valea Jiului, pe fondurile proprii ale celor implicați. Așa, și desigur a fost și o acțiune remarcabilă cu salvatorii mineri. Au fost școliți gratis 14 salvatori mineri la Constanța ca să devină alpiniști utilitari și complexul energetic să aibă chiar să scadă costul în ce privește întreținerile la înălțime ale echipamentelor activelor lor. Pentru că văd o oportunitate bună în treaba asta și având în vedere incertitudinea viitorului din minerit, cine știe, poate pe viitor putem avea și partea benefică de a avea o carieră în domeniul respectiv și atunci e bine să ne pregătim din timp. Eu personal, la mine a fost anul ăsta a doua participare la un eveniment de genul, la o vizită într-un parc eolian. Am rămas foarte, foarte încântat, de la început am susținut acest proiect. Ce să știu? Știu că se lucrează la un nivel profesionist, este un domeniu în care se fac lucrurile ca la carte și aș putea spune că foarte mulți angajați din minerit s-ar putea încadra foarte bine și perfect la nivel de capacități și ar reuși să facă față unei cariere în domeniul respectiv. În primul rând, mineritul este pe ducă, după cum se știe, și este o oportunitate pentru noi pentru a merge pe altă meserie cât de cât bănoasă. Am fost anul trecut în octombrie, am făcut cursurile de alpinist utilitar și prim ajutor la înălțime. Am fost în parcul de eoliene, unde ne-am suit împreună cu cei de acolo, pe eoliene, să ne vedem cum este. Chiar a fost super, deci o experiență chiar plăcută. Este o diferență mare, pentru că în subteran nu vezi cerul, nu vezi nimic, nu-ți dai seama de adâncimea la care cobori, pe când dacă urci pe eoliene, atunci vezi altfel totul. Este un domeniu foarte căutat pentru că are viitor și eu zic că salariile sunt destul de bunișoare pentru țara noastră.
Pentru cine se va înscrie, cursurile vor fi gratuite. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este 26 martie 2021-25 martie 2023. Valoarea acestuia depășește suma de 4.700.000 de lei. Asociația Patru Lăbuțe, împreună cu administrația publică locală de la Petroșani, organizează o nouă campanie de sterilizare a patrupedelor. Acțiunea va avea loc vineri, 1 octombrie, începând cu ora 10, la sala de sport a fostei școli generale numărul 5. Continuăm acest parteneriat cu Asociația Patru Lăbuțe, cărora le mulțumesc pentru modul în care înțeleg să facem împreună aceste lucruri. Vineri, la ora 10, la sala de sport de la școala 5, vom avea această acțiune de sterilizare a câinilor și pisicilor gratuit. Și de această dată va fi un medic veterinar pe care îl aduce această asociație de la Târgu Jiu. Practic, vrem să facem aceste acțiuni de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor ca modalitate de prevenire, dacă vreți, a înmulțirii câinilor și pisicilor fără stăpân. Soluția pe care noi o adoptăm la Petroșani nu este aceea eutanasierii acestor animale, este noi aplicăm această soluție de strângere a lor și punere în adăpostul de câini, deocamdată de câini, și aceste activități de sterilizare, astfel încât numărul acestor animale fără stăpân să nu crească în municipiul Petroșani. Și numărul pisicilor care trăiesc pe străzi a crescut în Petroșani, astfel că administrația publică locală ia în considerare amenajarea unui adăpost și pentru pisici. Vrem, pentru că deja a devenit o problemă și aceasta a pisicilor care sunt fără stăpân și care sunt din ce în ce mai multe pe domeniul public. Mai multe informații despre campania de sterilizare, dar și pentru a face programări, puteți apela numărul de telefon 0730 890 995. De la începutul anului școlar 2021-2022, polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul IPJ Hunedoara desfășoară zilnic activități preventive, instructiv-educative dedicate elevilor, în special celor din ciclul gimnazial și liceal. Aceștia le vorbesc elevilor despre cauzele și modalitățile de prevenire ale violențelor școlare și consecințele faptelor antisociale comise în școli. Polițiștii Biroului pentru Siguranța Școlară au continuat activitățile cu caracter preventiv dedicate elevilor, în special celor din ciclul gimnazial și liceal, și le-au transmis o serie de noțiuni specifice educației juridice. Polițiștii le-au vorbit elevilor despre răspunderea penală a minorilor, despre importanța respectului în mediul școlar și a conduitei în relația cu ceilalți elevi și cadrele didactice, dar și despre necesitatea de a se conforma față de regulamentul școlii și de a nu comite anumite fapte de natură penală care le pot afecta viitorul. Polițiștii au fost prezenți atât în localități din zona Văii Jiului, cât și într-un liceu din stațiunea Gioagiu, acolo unde împreună cu polițiștii de ordine publică și proximitate le-au prezentat elevilor modalitățile de prevenire a violenței școlare și au purtat discuții cu aceștia, inclusiv despre modalitățile prin care se pot proteja cu privire la răspândirea noului tip de coronavirus în unitățile de învățământ și în afara acestora, astfel încât să se prelungească pe cât posibil cursurile cu prezență fizică a elevilor în școală, fără a se înregistra incidente nedorite. Până în prezent, la întâlnirile educative cu polițiștii hunedoreni, au participat aproximativ 100 de elevi de gimnaziu și 7 cadre didactice. Astfel de activități vor continua și în alte unități școlare din județ, cu scopul creșterii siguranței în mediul școlar atât a elevilor cât și a cadrelor didactice. Se lucrează intens la noua bază sportivă ce se construiește în incinta stadionului Petre Libardi din Petroșani. Noua arenă are deja nocturnă la ambele terenuri de sport, iar acum constructorul lucrează la montarea și trasarea covorului sintetic. Conform edilului petroșănean, lucrările sunt în grafic. Lucrările sunt în grafic. Firma constructoare lucrează în acest moment la
suprafața artificială, vedeți, deja este montată suprafața artificială, se lucrează la, la trasarea terenului de fotbal, s-a finalizat turnarea betonului pentru mini-terenul de fotbal care va fi cu suprafață cauciucată. Deci ei maxim 6 săptămâni ar fi gata cu acest proiect. Nocturna este montată, urmează să monteze și tribunele și sigur după aceea să finalizeze lucrarea și să o predea către autoritatea locală. Conform proiectului, noua bază sportivă va avea un teren de fotbal cu suprafață artificială, cu 500 de locuri în tribună, instalație de nocturnă, spații administrative și un mini-teren de basket, handbal sau alte sporturi. Investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții și valoarea ei se ridică la peste 6 milioane de lei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!